Din Olanda, Mihai Neșu a fost externat, asta după 195 de zile petrecute pe patul de spital. Fotbalistul a paralizat după un accident nefericit în timpul antrenamentului. El se recuperează acum în locuința din Utrecht. Mihai Neșu își poate mișca doar capul și parțial mâna dreaptă. Recuperarea este însă anevoioasă. Casa a fost modificată în așa fel încât fostului sportiv să-i fie mai ușor să se descurce. Fotbalistul are însă planuri mari pentru viitor. Vrea să pună pe picioare o fundație care să sprijine tinerii țintuiți în scaune cu rotile.